v-am găsit la o nouă prezentare Rugăciuni curățite. Vă voi primi ca pe niște mirezme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Serviciile religioase, rugăciunile, laudele, mărturisirile pline de căință ale păcatului se înalță de la credincioșii cei adevărați până la sanctuarul ceresc, asemenea unei jertfe de tămâie. Totuși, pentru că vin de la făpturi omenești căzute, ele sunt așa de întinate încât dacă nu ar fi curățite de sângele lui Hristos, nu ar putea să aibă niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalță într-o stare de curăție deplină și, dacă nu ar fi mijlocitorul care se află la dreapta lui Dumnezeu, ca să le curețe prin neprihănirea sa și să le prezinte, nu ar fi bine primite de Dumnezeu. Toate jertfele de tămâie care se înalță din sanctuarele pământești trebuie să fie udate cu stropii curățitori ai sângelui lui Hristos.